putem începe ședința. Astăzi avem dispoziția numărul 87 din 24.04.2020 privind convocarea membrilor Consiliului Local al Comunei Clej la ședință ordinară pentru ziua de 30.04.2020, ora 10. Pe ordinea de zi avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Clej la județul Bacău din data de 31.03.2020. Avem proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Cleja, județul Bacău, și a situațiilor financiare pe trimestrul al anului 2020. Avem proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli aferent anului 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de închiriere a suprafețelor de pășune și aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafețele de pășune aflate în domeniul privat al Comunei Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Cleja de Subacă. Mai avem o suplimentare pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de reabilitare și modernizare în grădința numărul 1 Cleja, Comunea Cleja de Subacă, faza PTH. Dacă nu putem spre aprobare, de fapt, domnul Crancu. Da. Deci, primul punct, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare al Consiliului Local Cleja, se supune din data de 31. Se supune la vot. Toată lumea, da? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetelor Comunei Cleja, județul Bacău și al situațiilor financiare pentru trimestrul 1 al anului 2020. Discuții. Dacă aveți ceva de obiect, dacă nu, supunem la vot. Nu este pentru, nu? Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli aferent anului 2020. Aici aș putea, numai dintr-un minut, să vă spun, rectificarea este nevoie, am scos bani pentru aceste măscuțe și mănuși, practic, atâta, asta este. Din cauza asta am lucrat și această rectificare. Dacă nu mai de atât, cine este pentru? Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de închiriere a suprafețelor de pășune și aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafețele de pășune aflate în domeniul privat al Comunei Cleja. Discuția pe tema asta a mai fost. Să e vorba de acele terenuri care la ieșire din Valea Mică, asta cu magazinul de la Vale și cu cu pășunea. Deci condițiile sunt cele de anul trecut. N-am avut să facem, vrem să facem pentru anul viitor concesionarea pe 9 ani, dar n-am avut timp să facem documentația necesară. Adică să luăm un specialist să vedem într-adevăr cum trebuie să fie, ca să fim totul, să avem cadrul legal bine fundamentat. Și mai mergem cu închirierea cum au fost în condițiile de anul trecut. Cam asta e. Fiecare, pe baza acestor contracte care va apărut... Nu se scot la licitație, pășunile. Se scot anul. O fel de licitație. Bine, din ce e solicitat și... Anul viitor se vor scoate la licitație pentru 9 ani. Adică vom organiza licitație. Pentru cei care au oi, ar trebui ca să vină cu dovada că au unde pășuna acele oi pe terenul lor, nu pe alte terenuri. E o problemă veche. Și văd că nu se mai, deloc, în niciun fel nu se rezolvă problema asta. Ar trebui să fii condiționat, dacă fac... Ai 1000 de oi, arată-mi, domnule, unde le paști. Nu-ți bate joc de atâta lume.
Asta nu mă scuze. Asta ar însemna ca ei să vină cu niște documente cu semnături. Păi da. Ca să dom'le, am cedat eu terenul, o cedat ăla, o cedat ăla. Am terenul respectiv. Nu ne batem joc. Ne mulțim animalele. Și da, și l-am îndepășunat. Să le dăm de mâncare. Asta când se dă autorizația de instalare a stărilor. Dar acum mai vorba de pășuni. Ei au și terenuri private. Problemele noastre nu sunt aici, că n-au unde pășuna. Că sunt... Au. Problema noastră este că n-au oameni, nu-și fac treaba cum trebuie. Ba, capă de da. Terenurile private. Dar nu scapă, domnule. Hai să fim serioși. Intenționat le scapă, nu le... Mai lăsa astea prostii, că am greșit sau nu știu ce. Nu, domnule. Problema este, într-adevăr, e o problemă destul de delicată, destul de complexă, pentru că lucrurile toate nu țin de natura primăriei. Țin de natura să te duci în civil, să te duci să te judeci cu el. Să-ți dai în judecată. Da, dar și primăria când dau o autorizație pentru o stână, ar trebui să aibă anumite condiții mai... Nu-i condiții. Condițiile sunt puse. Dar dacă el nu le respectă, eu n-am cum să nu-i dau această autorizație. Nu, dar în momentul în care are 10 hectare de la primărie închiriate, eu știu, sub ce formă, ai voie 100 de oi, nu 500 de oi. Dar el de lângă terenul ăsta, care are el, așa, păi vine cu dovezi de la oameni, are, adică... Păi să vină cu dovezi de domne, ca au... Făcuți-și concesiune între voi. Dar trebuie să anunțați din timp, ca atunci când vizita să vină... Păi anunțați de anul ăsta pentru anul viitor. Ei fac dovada, ei au, dar vreau să spun că au sute de hectare, de exemplu, dacă te duci la Coma, are terenuri peste tot, Varga, are terenuri, adică ei au terenuri, au... Dar și păi și să le pască pe terenul ăla, nu pe alte terenuri. Și lumea a început să mai, bucățile care erau lăsate pe roage de astea, le-au lucrat oamenii care au terenuri aproape, le-au supăt, le-au mai zis roage în bucătate. Nu știu, dar încă o dată, nu știu cum să zice. În 10 terenuri de lucrate unde pască. În mijloc este o bucată de teren care ia omul și care lucrează. Ăștia trec cu oile și nu țin cont de lucrurile astea. Păi să țină cont, domnule, să pască acolo unde au terenul. Dar aici e ideea, să pască acolo unde au terenul. Dar sunt lucruri, aceste probleme trebuie rezolvate în instanță de către proprietar. Atunci dați autorizații la 200 de stâni și facem... Ne frică de cioban de acum, de îngrijorare. Nu e vorba de frică, e vorba de lege aici, nu lucrăm. Doamna secretară, ce părere aveți de lucrurile? Adică ce putem să facem? Noi facem contract cu omul, el face dovada că are oi conform registrului agricol, care îl declară efectivul de animale. Și bănuiesc că la autorizații o să ceară și o listă cu terenul de... Sigur că se ceară. Pășunează. Da, avem. Dar ei dețin și terenurile. Au terenurile. Acum nu știu chiar că dacă pentru o vacă se trebuie un hectar de teren, nu știu dacă la oaie cât se trebuie și nu știu dacă conform numărul de oi au și suprafețele. Da. Păi aici e întrebarea, nu? Problema este că ar putea rezolva cât de cât așa un pic, că înainte de a primi autorizații, cu vreo 2-3 ședințe înainte, poate că scăpăm de corona asta virus și facem o ședință aici, dincolo, cu ei împreună și să discutem persoană cu fiecare. Dacă sunt oameni care cunosc vecini, păbubiți. Problema este că discutăm, am mai discutat și promit, doar după aceea sunt accidente. Să mai întrebați de intrat. Păi și aici ai problema. Noi vorbim de... Aici nu sunt situații. Sunt situații accidentale. A doar niciobanul... Sunt cam multe accidentele astea. Dar, din păcate, n-au facultăți, n-au nimic, nu știu ce să fac. Sunt bătrâni care n-au decât suprafețe mici. 4, 5, 5, 6, 6, dacă spui la ei o pot scurt. O să râd să nu mai facem stâne, nu mai faci. Înțelegeți ce vă spun, că n-ai ce face ca primar, n-ai ce face. Dar de aia să întrebăm împreună, domn primar, să luăm hotărâri împreună, să vedem cum se poate... Băi, hotărâri să luăm, ce hotărâri să luăm, asta vreau să spun, că eu îl muștuluiesc, dar până la urmă problema este la... Nu, domne, dacă el o zis că are terenul aici,
și l-ai prins cu oile dincolo, da, atunci ai de amendă. Te duci la poliție. Păi, da, da. Făcut un proiect de hotărâre în care să fii luate niște măsuri. Păi, ai scăpat, ai despăgubești pe om. Noi aceste proiecte, aceste hotărâri care ziceți dumneavoastră, sunt de pe timpul dinainte de... Trebuie aplicate. Ele... Nu. Nu-i vorba că trebuie aplicate. De aplicat le aplicăm, dar trebuie să ai cadrul legal să poți aplica. În prima dată, trebuie să faci o comisie. Să constați paguba care s-a creat. Pentru ca să creezi această comisie, este un specialist. După aceea tu trebuie să duci în fața unei instanțe și instanța să dea hotărâre ca să poți sancționa. Pentru că la noi în țară instanțele de judecată stabilesc pedepsele care se dau. Eu nu pot să... Asta e o înțelegere între părți. Dacă ei se înțeleg, dacă nu te duci în instanță și până la calendele grece și știți cum este la noi în România instanță, judecată. Și noi ca instituție nu avem ce facem pur și simplu, vă spun. Eu să decât să-i spun, voi du-te dă-l în instanță, să-l ajut cu, eu știu, cu ce să-l ajut? Să-i spui, să-i dai un sfat, că nu mai pune nimic, sau... Nu, no, dar ar fi o altă problemă, de exemplu, dacă eu anul ăsta, să zicem că i s-a închiriat poșunea, primării. Respectivul face stricăciuni. La acul să fie exclus din asta. La anul nu-i mai dat. Nu-i mai dat. Dom'le, vine altul care... Poate că faci și la fel sau poate că nu faci. Dar ăsta să fie acceptat. Tu spui cu voi unde vrea. Să știți că avem ciobanii care nu ne creează probleme. Deci, de exemplu, Coma, n-am auzit să creeze. El înțelege, când te duci, când are o problemă, o rezolvă cu cetățeanul. Eu îl survoi, unde care treaba. Ai rezolvat, du-te, dă telefon cu om și omul spune, domnule, am rezolvat problema. Așa e și normal. Dă și probleme din genul ăsta. De exemplu, și cu Varga. Varga, uite, domnule, nu mai sunt probleme. Într-adevăr, nu mai am probleme, nu mai vin cetățenii. Băi, duce și rezolvă problema, adică o impun. Cu ăla n-am. Problemele sunt și cei cu ciobanii care nu iau concesiune de la noi. Este Puteanu de la Somușca, sau Puteanu îi spune, sau Sarca, Putea, sau Puteanu, Puteanu, nu? Puteanu. Ăla n-are niciun Dumnezeu acolo. Păi și atunci cum funcționează? Cum păi arestăm? Nu, nu are concesiune de aici, dar n-am ce să-i spun. Ce să nu-i dai teren? Nu-i dai teren, dar el are terenurile lui acolo. Și legea spune, dă-l în instanță. Cine se duce tu, un bătrân care nici poate nici nu are pe titlu terenul ăla, sau nu că are, deci poate nu are dezvoltă moștenirea, poate sunt terenurile, cum sunt la noi în comună aici, că toate terenurile care sunt părloage și pe tot trebuie să te duci și trebuie să intabulezi un teren, să te duci în instanță, care e bucata ta. Și instanța spune, dă-mi și mie, dar trebuie să zici, nu te intabulează-ți terenul, arată-mi și mie unde sunt limitele de proprietate, că lucrurile așa se iau când te duci în instanță, începe să ai lea, că dovedește pe terenul tău. Păi nu ia, nu ia lui bunicul, păi să vină bunicul, du-te și scoate-ți anexa 23-24, să dovedești că tu ești proprietarul terenului, că ai calitate de moștenitor și să vezi atunci iarăși se întâlnă situația că el nici nu nici n-are calitate, că ia lui nevastă sa, că bunica trăiește, dar nu poate să meargă, trebuie să meargă la voluntasă. Deci lucrurile sunt foarte complexe și nu avem ce face. Asta vreau să vă spun. Bun, bine că au ei ce face și ei să-și vadă de afacerile lor, ei să prospere și omul prost o dă cu sapă ca bouă vie. Când sunt via mea, doi cai vin om cu mie, m-am dus la an, s-o mușcă aici. Domnule, ce să-i faci? Nimic, el a beat. L-am mutat în pace, ea și-o lua cale și-o plecat. Am fost tot în deal într-o zi, era unul cu 20 de cape, era prin bucăți. Că m-a văzut capele înainte și eu după cape, pui după ea. Deci nu, pe lângă ăștia mari sunt cei amintitei care distrug și dăm vina numai pe ăștia mari care, practic, nu au nicio vină. Dacă domnul primar își amintește, eu am participat la ședința cu ciobenii. Și am spus să se noteze procesul verbal, în caz că face are trei reclamații, stă pe zona comunei Cleja, nu mai faci. Da? Există cadrul legal pe treaba asta, da? Dar Consiliul Local nu poate să ia o hotărâre atunci ce se întâmplă. Se poate lua. În contractul ăsta de închiriere are niște obligații. Să poșuneze exclusiv pe terenul care i-a fost închiriat. Așa este, aveți obligația. Acum vine partea cealaltă. El nu respectă această obligație. Ce faci mai departe? Păi și omul ar putea să-l dea pentru tulburare de posesie. Deci omul să-l dea pentru tulburare de posesie. Tot la cetățean vine problema.
Eu zic că sunt mai multe chestii cu care se pot... Primăria, domn primar. Sigur sunt la APIA trecut, sunt de asta, nu mai dai nici o adeverință, nimic cu domnul. Atâta timp că... Și atunci, dacă nu mai luat de la APIA... Domn primar. Comisia se formează la primărie și comisia respectivă hotărăște daunele care s-au făcut. Omul se duce mai departe, într-adevăr, la cadre legale. Păi aici e problema, că calea asta de a se duce mai departe nu se întâmplă, pentru că trebuie să-ți iei după, te duci la poliție. Poliție contrată, intri în instanță, instanța înseamnă avocat. Și deja zice, doamne, dar cum mă mai... E problemă de reclamă după... Nu, adică situația, hățișul ăsta legislativ este foarte complex, foarte complicat. Aici sunt problemele, degeaba, sigur, toți vrem să fie bine, toți vrem să fim corecți, dar, din păcate, avem și cetățenii ciobanii, asta este structura lor și aproape că nu știu, dacă... O seamă că degeaba mai stă între aici. Să fie o condiție, dacă nu respectă postulatul, anul următor să nu se mai închirieze. Dar el are, nu de noi, nu închiriază la noi, el închiriază de la persoanele fizice. Nu, domnule, dar autorizația pentru stână doar de la primărie se dă, nu? Da. Autorizația. Da, dacă el demonstrează că are autorizație și are un negociant, tu n-ai cum să nu iei această autorizație. Păi și, păi ajungem tot în același lucru. Exact. Nu există o impunere. Numărul de voi trebuie aici să ai de o suprață, unde scrie? Păi cum nu? Dar nu există sunai, mă, nu poți să faci stână când tu ai un hectar să faci 10.000 de oi. 10 oi, să zicem că trebuie un hectar. Ce vrea? A fost dat odată statistica. Mă mai documentez, atunci acum putem să le confiscăm oi. Face moședin, dar se include un proiect, cum a zis domnul Băbări. Nu confisca, domnule, cum să le confiscă? Păi, dar el are oile, ce-ți fac oile? Le scoate pe tablan. Eu cum iau oile? Nu-i dai autorizație să facă stână. Dar nu iau, și n-are nevoie. De ce să n-ai nevoie? Ce faci cu autorizația? Ce-i trebuie, nu iau hârtie acolo și aia merge cu oile pe câmp. Cum, atunci... Nu știu, era legea aia când îi luai. Nu cred, pentru obor se poate stabili în Consiliul Local. Da, se poate stabili taxă de obor. Făcut obor, taxă de obor. Nu ridică oile până nu achită taxa. Asta a fost și... Problema asta nu a fost ridicat. Dacă e vorba de obor, hai să vedem mai departe. Spuneți-mi, cine ia oile de la el? Hai să-i... Cu cine? Domnule, omul ăla... Dar cine le plătește pe terapie? Dacă nu vă dăm voi mulgători, facem brandă. Cine ia oile? Unde ducem oile? Cine păzește oile? Cine scoate la licitații oile? Păi da, lucrurile... Sunt de acord, dar eu mă duc, eu prind o oaie, dar stăna nu de mă apuc și să păzesc oile acum. Mai bine, domn primar, o să puteți să vă documentați poate altfel, că noi nu avem. Încercați să găsiți niște portițe de sancționare, cumva. Da, și nu-ți plătește nici amendă, dar nu le interesează pe noi nimic. Nu, n-ai ce să iei. Pe bună, iei oile, portițe. Dacă nu dau amendă, nu plătește amendă. Mă duc și dau un cap și n-are ce să fac. Și oamenii și ajunge acolo. Dar el cumesc că la un moment dat îți redeșința. Domnul Joca știe cum s-a făcut pe zearul răcăciunului, avea timp să-a valentit șoferul. Ne-a dus vreo 7-10 inși, o încărcat pur, cei de la 60-70 de chile, ce-o prins pe acolo, oi, dar ce-o mai venit, dar o mai făcut vreodată pagul. Zice cum, a, mă luați că fiu portăia și mă încălță, la mea asta, dar el cum face poate. Niciodată nimeni nu-i oricum. Dar te duci să-ți dă în cap? Da. Hai să depășim momentul. Da. Hai să mergem. Deci, eu caut toate soluțiile legale. Noi, ca instituție, nu putem să luăm decât soluții care sunt integrate în cadrul unui legi. Dar nu a zis nimeni ca să faceți în afara legii. Cum? Nu a zis nimeni să faceți în afara legii. În asta vreau să fac cum. N-avem ce face. Haideți să-ți punem la loc. Cine este pentru? Toată lumea, da? Da, da. Și trecem la ultimul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei
și a statutului de funcție din cadrul aparatului de specialitate al primăriei primarului Comunei Cleja Bacău. Doamna secretar, se poate aici asta. Da, a fost necesară modificarea statului de funcții prin transformarea unui pod de la relații cu publicul. Iar organigrama a fost necesară să modificăm deoarece administratorul public aveam sub ordine unele compartimente și conform legii nu avea voie decât de coordonare și nu de subordonare. Pentru că noi a plecat de la legislatură, eu n-am mai angajat din altă persoană și atunci am mutat-o pe fata de la pe doamna Pătrașca ca să fie la legislatură. Cam asta. Și atunci am făcut direct. Alte supunem la vot. Toată lumea, da? Și mai avem da. Practic, ultimul proiect este cu grădinița, nu? Am aprobat toate, adică au fost aprobat, nu e vorba de sume, este vorba de pur și simplu aprobăm, ne-au adus proiectul, aprobăm, adică aprobăm proiectul pentru dispensar. Nu știu, e grădinița, a fost aprobat odată documentația, s-a reactualizat devizul general și este necesară aprobarea proiectului. Supunerea.